Când citim cartea Apocalipsa, foarte ușor vedem încă din primele capitole că accentul cade pe cel care a fost mort, a înviat și este viu în vece vecilor. Și de multe ori se repetă ideea, vrednic este mielul, cel care a fost junghiat și care trăiește să primească toată slava, toată gloria, etc. Ne bucurăm de o nouă seară în care putem să venim în casa voastră și nădăjduim prin ajutorul lui Dumnezeu să vă aducem aminte că unul singur merită glorificat și acela este Mântuitorul și Domnul nostru. În emisiunea aceasta specială avem doi invitați deosebiți pe care dați-mi voie să-i prezint. Doru, bine ai venit! Bine v-am găsit! Mulțumesc că ți-ai făcut timp și Liviu! Liviu, bine ai venit! Bine v-am găsit! Cum sunteți? Bine! Obosiți după o săptămână de alergare? Totul este bine. Totul este bine. La început de emisiune, cum să zici, totul este bine. Am impresia că aveți și emoții. Dar emoțiile le lăsăm pe finalul emisiunii. Ca să trec direct la subiect, voi amândoi sunteți implicați destul de mult și de bine în viața bisericilor evanghelice din România. Întrebarea mea ar fi, plecând de la ideea că Iisus Hristos merită toată gloria și slava, așa cum vedeți voi viața bisericilor, nu în zona în care slujiți voi, ci în altă parte, noi ne concentrăm mai mult pe El, pe Iisus Hristos sau pe cei care vin la biserică, pe noi și pe membrii noștri? Doru, începe, Doru. Când ne gândim la întrebarea asta, rezultatele spun pe ce ne concentrăm. A, îmi place că nu dai cu vorbe, da, zic cu rezultatele. Da, cu rezultatele spun. În momentul în care noi ne vom concentra pe oameni, nu vom avea rezultate. Dar în momentul în care ne vom concentra pe Dumnezeu și pe vrednicia Domnului Iisus Hristos, Dumnezeu aduce rezultate și, din păcate, se vede o tendință în România prin rezultatele care sunt. Bisericile sunt destul de afectate pentru că, din păcate, chiar dacă trebuie să o spunem, există un focus pe om. Da. Și conștient sau mai puțin conștient, ne gândim mai mult la noi. Într-o formă, decât da. La slava lui. Liviu, contrazine. Sunt de acord, nu pot să contrazic. De multe ori noi ne dorim să ne axăm pe oameni pentru că ne dorim să mulțumim oarecum oamenii pentru a-i putea atrage în biserică. Da, pare foarte logic, nu? Pare logic, desigur. Și este oarecum bine să atragem oamenii la biserică, dar toate lucrurile acestea trebuie să fie făcute în concordanță cu voia lui Dumnezeu. Și atâta timp cât rămânem în voia lui Dumnezeu și respectăm cuvântul lui Dumnezeu, nu cred că este greșit să folosim și anumite metode care ar atrage oamenii, tinerii la casa lui Dumnezeu. A, bun, mi-a ridicat una la fileu să văd cum o zic să iasă bine, că nu totdeauna iasă bine. Ce-am putea folosi mai bun și mai frumos decât Hristos să-i atragem pe oameni la Hristos? Corect, aici nu. Mi-a venit în timp ce vorbeam cu tine. Bun. Acum, e clar că El este vrednic de închinarea noastră, da? Și este vrednic și de slujirea noastră. Voi sunteți, cum spuneam, implicați în biserică. Zi-mi ceva despre implicarea voastră. Eu împreună cu soția slujim în cercul de biserici Turnurieni, Zlagna, Dal și Cicleni. Suntem implicați strict în lucrarea cu tinerii. Dumnezeu ne-a chemat acum 10 ani. Noi aveam planul să plecăm mai departe în vest și Dumnezeu ne-a adus din nou din Timișoara, ne-am întors în Turnul Rieni. Slujim, în special, sunt două lucrări de tineret. O lucrare tineri la cruce în Biserica Creștină Baptistă din Turnul Rieni și de anul trecut s-a început o lucrare cu tinerii și în Biserica Creștină Baptistă din Zlagna. Da, am văzut că scrie pe tricou tineri la cruce. Întrebarea mea este, cui o vorbi Domnul prima dată, ție sau la nevastă? Mi-a vorbit Dumnezeu mie, n-am înțeles și după aia Dumnezeu o zdrobit-o pe soția mea și am înțeles într-o formă planul lui Dumnezeu pentru noi ca și familie. Da, chestia cu zdrobită s-ar putea să mă întorc la ea. Deci, practic, ce faceți voi? Adunați tinerii? Practic, adunăm tinerii. Mai întâi, asta ne-am și propus în fiecare lucrare care am început-o, să adunăm tinerii și apoi, odată ce tinerii au fost adunați,
să le spunem Evanghelia. Asta a fost al doilea focus, evangelizarea lor, apoi creșterea lor spirituală și după creșterea spirituală, implicarea directă în slujire. Avem tineri care sunt implicați atât în slujirea cu Evanghelia, în slujirea muzicală, dar nu numai, inclusiv în partea socială. Bun, hai că ai aruncat muzicală, Liviu. Ce faci tu? Eu, în anul 2015, m-am întors împreună cu soția mea la Caransebeș. De unde? Din Timișoara. A, pe tot, voi Timișoara vă atrage pe toți, facem facultate, da? Am făcut facultate, master, doctorat, soția mea a terminat și a facultatea și s-a evit oportunitate să lucrez la primărie la Caransebeș. La început nu am știut care e planul lui Dumnezeu. Nu ne găseam loc în Timișoara, ce-i drept. Nici o biserică n-a reușit să ne implicăm, să ne găsim cu adevărat locul. Prin balcon nu v-a plăcut? Am și slujit un timp, dar nu simțeam că e locul nostru acolo. Și atunci am acceptat oportunitatea de a lucra în Caransebeș. Ne-am întors împreună și atunci Dumnezeu mi-a descoperit de fapt care e planul său și mi-a pus așa un gând în inimă la o întâlnire de tineret la Caransebeș, de Ziua Mulțumirii. Am lansat o provocare pentru tinerii care erau în sală și le-am spus. Eu am cântat în Timișoara, în corul studenților evanghelici din Timișoara și m-am gândit, oare în Caransebeș nu se poate crea o astfel de lucrare? Un cor de tineri. Am venit atunci în fața tinerilor și le-am spus, eu aș vrea să creez un cor care să țină un concert la Casa de Cultură din Caransebeș de Crăciun. Și orice tânăr dorește, este binevenit. La noi în biserică nu erau foarte mulți tineri, undeva cam un nucleu de 10 tineri. Și atunci am profitat de ocazie că la cea întâlnire erau tineri din toată zona Caransebeșului. Spre surprinderea mea, la prima repetiție deja au fost prezenți 50 de tineri, în jur de 50 de tineri. Super. Nu mă așteptam, nici nu mă gândeam că mai sunt atât de mulți tineri în zona Caransebeșului. Era ceva total nou pentru mine. Și Dumnezeu a lucrat și până la Crăciun am fost în jur de 80 de tineri. Am ținut un concert la Casa de Cultură din Caransebeș și la Oțelul Roșu la Casa de Cultură și mai în câteva localități de unde erau tinerii. Și a fost un început extraordinar. Deci nimeni n-are voie să spună că tinerii nu răspund la o provocare concretă. Da. A, deci există și spun. Nu știu, ai voie să spui un pic din chestia aia cu Dumnezeu a zdrobit soția? Poți să nu spui dacă a trecut printr-o suferință? Da, sau a fost o anumită suferință, a fost o suferință comună. Dumnezeu ne arăta nevoia de a sluji în zonă. Doar că planurile noastre, noi am spus spre vest, Timișoara, America, astea erau planurile noastre. Vă gândească acolo e mai multă spiritualitate. Da, ne doream, planurile noastre cam în direcția asta au fost. Și Dumnezeu ne-a tot chemat, ne-a chemat cu prin binecuvântări, nu am înțeles. Și eram în ultimul an de facultate în Timișoara și atunci împreună cu soția am trecut printr-o suferință. A fost o suferință destul de mare în care soția mea chiar a fost la un pas de moarte și a fost momentul în care am zis, Doamne, stăteam întins într-o cameră de cămin, chiar stăteam întins și am zis, Doamne, suntem bucăți într-o formă, formează-ne Tu cum vrei și trimite-ne unde vrei Tu. Și Dumnezeu ne-a adus în zona Caransebeșului și ne-a și purtat de grijă și cu serviciu și cu toate lucrurile. Da, v-ați culcat de multe ori fără să mâncați? Nu. Numai că n-ați ales voi. Adevărul este că Dumnezeu ne vorbește de foarte multe ori frumos, blând, de multe ori poate nu luăm seama. Și eu mai atrag atenția că Dumnezeu știe să vorbească și altfel, dar nu este neapărat necesar. E bine că ați înțeles voia lui Dumnezeu, ați venit, sunteți în slujire. Mai avem în minte o întrebare, nici nu știu dacă o să o pun sau nu. Când ai început lucrarea asta cu tinerii, păstorii te-au ajutat, te-au încurajat? Chiar vorbeam și cu Liviu pe drum. Tatăl meu este păstor. Ah, bun. Tatăl meu este păstor, dar lucru care a fost foarte, foarte bun e că biserica în sine a avut o lucrare de tineret anterior.
și lupta mare a dus-o el cu generațiile anterioare ca cu mentalitate. Exact, cu... biserica să înțeleagă lucrarea cu tinerii. Apoi tinerii care pe care i-am preluat noi au fost copiii tinerilor care erau deja educați în lucrarea cu tinerii. A, deci a fost alții au deselenit. Au înțeles lucrarea. Chiar suntem încurajați prin rugăciunile fraților. Biserica se roagă pentru tineri. Frați, surori, îi ajută pe tineri, le ies în cale, îi încurajează, le dau cărți. Deci biserica în sine a înțeles lucrarea, inclusiv pastorul principal și ceilalți slujitori. Noi suntem un grup de patru slujitori împreună cu pastorul care slujește. Frumos, Domnul să fie slăvit. Deci iată că se poate și colaborare între generații, nu neapărat prăpăstii și nu știu ce, să ieșim noi prăpăstioși. Cum a fost la tine? Ai fost ajutat? Ai avut tangențe cu slujitorii? Da. Încă de la început, pastorul bisericii noastre, fratele Sandi Budimir, a fost foarte deschis la ceea ce am vrut să încep. Mi-a oferit o sprijin împreună cu comitetul bisericii, ne-a pus la dispoziție biserica pentru repetiții, tot ceea ce avem nevoie. Ne-a sprijinit și financiar pentru a putea realiza concertele pe care ne-am propus. Problema a fost însă când a venit vorba de colaborarea cu alte biserici. Aici am rămas puțin dezamăgit și nu mă așteptam ca piedicile să vină tocmai din interior. Mă așteptam la alte piedici din exterior, dar spre surprinderea mea, din exterior, autoritățile locale au fost mai deschise. De multe ori ne-au pus la dispoziție săli de evenimente în mod gratuit. Ba chiar au și participat primari, autorități locale la evenimentele noastre. Din păcate, unele probleme au venit prin colaborarea cu alte biserici și de multe ori m-am lovit așa ca de un zid. Însă am continuat să mă rog, n-am înțeles pe moment de ce se întâmplă lucrurile acestea și în cele din urmă, chiar la ultimul concert, a fost așa o bucurie mare că am reușit să fim toți împreună. A, nu, în timp... Acum, hai să spun ceva de pe scaunul păstorului și apoi o să spun ceva din culise. Noi, păstorii, suntem foarte curioși. Avem noi limitările noastre, că și noi suntem oameni. Când tu faci o lucrare din asta și vii cu 80 de tineri în biserică la mine, la un eveniment, îți imaginezi că îmi saltă inima de bucurie, vă dau și pizza și vă dau, că e o chestie faină. Dar dacă în grupul ăla de 80 de tineri sunt 10 tineri din biserica mea și peste două duminici tu te duci în biserica lui să faci bucurie, dacă eu nu sunt atent, știi care e senzația mea? Bă, mi-au luat 10 tineri astăzi, da, când eu puteam să le predic despre Fiul Risipitor, cum nu a auzit nimeni niciodată. Acum, ce nu înțelegem noi, dragilor, dar câteodată înțelegem. Tinerii oricum se duc. Adică lor le place împreună. Acolo, pe lângă faptul că învățăm cântări, vedem și noi. Bănuiesc că ai avut și dintr-o biserică 2-3 tineri, că nu erau mai mulți. Sim. Îți dai seama aia care credeau că sunt numai ei doi, pe fața pământului, așa, mai nu știu ce, când au văzut că suntem 80, adică o fată a spus, bă, este nădejde să mă mărită, l-au zis, mă pot însora și eu, că mai sunt fete frumoase, pocăite. Și noi tot vrem să-i ținem la predicuța noastră. Da, ne mai vine și nouă mintea la cap. Eu, pentru că am fost odată la un concert de-al vostru, n-am știut la ce să mă aștept, ce m-a impresionat pe mine foarte mult, că au venit oameni din timp și în limbajul nostru a evanghelicilor au fost foarte mult nepocăiți. Pe mine asta chiar m-a încântat. Și cum eu circul cu tot felul, nu știu ce, m-am dus să mă schimb înainte de, nu știu de unde veneam. Și intrăm pe acolo prin culise, erau tinerii care se pregăteau să intre la cântare. Și îi văd pe careva care am aruncat și eu așa o întrebare. Zic, băi, sunteți careva de acolo aici? Și de vreo 2-3 s-au predat, a ridicat mâna. Dar zic, voi ce căutați aici? De aici șmecheri, știi? Ce noi încă suntem nebotezați, n-are ce ne face. Și atunci am zis, băi, fii atent, de ce ei vor să vină? Că oamenii chiar vor să vină, dar... Bun, dacă cineva ar vrea să înceapă o lucrare cum ai făcut-o tu, sau cum ai făcut-o tu, ce i-ați recomandat? Mai întâi de toate, va trebui să observe nevoia. Dacă Dumnezeu îi arată nevoia, înseamnă că lucrarea aia, după nevoie, va veni și chemarea. Odată ce... I-aș recomanda mai întâi de toate să observe. Deci totul începe la relația mea personală cu Dumnezeu, da? Să nu-mi vină mie idei, nu. Să știu că e ceva de la Dumnezeu. Am încercat ceva de genul ăsta și n-am mers. Vreun an de zile și cu idei, aveam idei și
Nu era nici nevoia arătată, nici chemarea. Deci foarte important este, fiind casa lui Dumnezeu, lucrarea lui Dumnezeu, fiind împărăția lui Dumnezeu, Dumnezeu trebuie să inițieze. Și dacă plecăm de la ideea inițială, că Dumnezeu trebuie glorificat, dacă nu îl glorifică pe el, de ce să o facem? Bun. Deci relația mea cu Dumnezeu, văd nevoia, apoi la modul practic? La modul practic, după relația cu Dumnezeu și după rugăciune, va trebui să începi. Dar tata nu-i păstor, am curajul să mă duc la păstor. Un lucru foarte important și l-am învățat în 10 ani de slujire cu tinerii a fost că nu există lucrare a bisericii fără a implica păstorul. Și dacă am observat și lucrările din jur și care au mers și care n-au mers. De fiecare dată când a fost o anumită chemare din partea lui Dumnezeu, Dumnezeu aceeași inimă sau Dumnezeu același lucru l-a pus și în inima păstorului. Chiar dacă la unii mai trebuie să aștepți că ia un pic de timp. Da, dar da. Eu cred că tu te-ai validat în timp, în consecvența ta, și de asta unii s-au deschis. Da? Deci în relația mea cu Dumnezeu, relația cu biserica locală, să se roage conducere, da, și muncă. Și apoi foarte, foarte important ce ni s-a părut a fost și relația cu tinerii. Pentru că dacă nu dezvolți o relație cu tinerii, tinerii n-o să vină. Ei vor o familie dincolo de toate. Vor o familie, un cerc în care să se simtă siguri, în care să se simtă iubiți, apreciați. Dacă lucrul ăsta nu există și tu ești o persoană închisă, cum spunea și Liviu, ca un zid, dacă nu ai o relație cu tinerii pe care îi slujești, atunci n-o să meargă lucrarea asta. Voi, Liviule, la repetiție, ca la tine teoretic pare mai simplu, am două întrebări. Ce fac dacă nu mă apar la prima repetiție 50 și mă apar 20? Și a doilea lucru, trebuie neapărat repetițiile să fie ca la privechi sau cum? În primul rând, chiar m-am confruntat cu această problemă. De obicei, începuturile sunt grele. A trecut concertul de Crăciun, vine luna ianuarie, o pauză. În februarie încercăm să reluăm repetițiile și este puțin mai greu până ne adunăm. La început vin 10, 15 oameni, 20 de oameni. Nu de puține ori am fost descurajat și mă gândeam, Doamne, ce voi face? Chiar până la concerte, altădată, eram din 80, am ajuns să fim și 40 de tineri. Însă, surprinzător... Uneori fără nicio explicație. Da, da. Ne-am pus întrebarea, oare de ce. Dar ce vreau să spun este că, deși am fost mai puțini, de exemplu, cred că cel mai reușit concert al nostru a fost acela în care am fost 40 și din punct de vedere spiritual, muzical, din toate punctele de vedere a fost ceva extraordinar. Bine, că au venit oamenii care chiar erau interesați și puneau suflet și plăteau prețuri. Iar a doua întrebare, repetițiile, n-am vrut niciodată să păstrez, nu știu, o notă doar de seriozitate și să fie foarte stricte. De multe ori i-am lăsat și puțin să aibă timpul lor în care să poată relaționa, să poată glumi, tocmai pentru că știu că pentru ei contează foarte mult aceasta. Ca să nu te taxeze alții. Ai vrut să zici seriozitate sau sobrietate? Sobrietate. Așa, mai corect. Nu, că eu cred că serios suntem oricând, știi, dar uneori suntem mai sobri, ca așa cere, alteori. Da. Dar cum, la modul practic, faci tot acolo, le mai dai și prin metodele astea moderne să mai asculte acasă, să vadă cântarea? Da, da, le-am mai dat negativele, să repete partituri. Pozitive, frate, aia că nu vă plac negative, sunt pozitive, da? Deci le-ai dat. Bun. Lucrezi singur? Mai ai ajutor? Te mai ajută tinerii? Mai am și ajutoare. Cel mai bun ajutor al meu este chiar Doru. Ah, deci voi colaborați pe chestia asta. Da, muzical, deci. Nu muzical, da, da. Tu cânti la final, când se eliberează, am înțeles. Și eu. La tenor. Bun. Ce-o zici nevasta? Soția mea mă susține și este alături de mine. Cântăreață și ea? Da. Bun, super. Sopranistă. Ah, e bun atunci, da? De ce v-a venit? Am înțeles că ție ți-a venit ideea, că ai văzut la Timișoara. De ce ți-a venit ție ideea să adun tinerii și să... V-am spus, a fost o nevoie. Chiar mergeam spre biserică, noi avem ore de rugăciune, luni, miercuri și sâmbătă. Și când mergeam, vedeam tinerii. Stăteau
pe o bancă și nu făceau nimic altceva decât vorbeau sau unii și-au făcut un grup, au început să fumeze într-o anumită parte și simțeam așa chemare. Tinerii ăștia într-o 100 de ani o să se ducă în iad. Asta era lucru care rula mereu în mintea mea și eu mă duceam la biserică ca un om moral și... Pe linia ta, da, nu aveai nicio treabă. Și eram foarte fericit și într-un final m-a urmărit gândul acesta și normal, asta a fost ceea ce... Bun, dar stai că acum mi-ai ridicat la fileu. Dacă tu te uitai la tineri în timp ce mergeai pe la biserică, vrei să spui că ai avut în minte și tinerii din afara bisericii? Lucrarea care o avem noi tineri la cruce este o lucrare care a prins tineri din interiorul bisericii, dar și tineri din afara bisericii. Pot să spun așa că jumătate au fost din interior, jumătate din afară. Au venit tineri din familii diverse, mai sus social sau mai jos social. Mă aduc aminte că un tânăr, ca să poată să vină la biserică, tata lui îi spunea, ca să mergi la biserică, bei un pahar cu mine, ca să mă împaci și pe mine și venea și zicea, Doru, să nu te sperii că miros la băutură, dar asta e prețul care îl plătesc. Acum Dumnezeu a lucrat la inima lui, e mântuit, e căsătorit, dar în direcția asta s-a concretit. Mă gândeam, dar eu tot trebuie să mă abțin, oare nu sunt frați la care le-ai dat o idee să plătească și ei prețul înainte de a veni? Bun, se aplică și la voi la cor. Dacă un tânăr nu-i botezat și vrea să cânte în cor. Da. Am avut cazuri când unii tineri au venit cu câte un coleg la cor și l-am acceptat să fie printre noi. Chiar au fost, cred că, doi astfel sau trei astfel de tineri care religie aparțineau de cultul ortodox, dar i-am primit tocmai să fie alături de noi și chiar erau tineri foarte serioși și implicați. Asta am vrut să întreb, v-au încurcat? Nu, din contră. Super. Deci asta poate fi o ocazie în care ei văd, aud Evanghelia, exact. Văd Evanghelia cântată, văd ce se întâmplă acolo. Urmă, sigur, acum acasă nu se sperie unii. Nu credeți că au luat cei mai mari derbedei care îi vorbea tot satul, dar oameni care poate sunt în căutările lor după Dumnezeu, da. Sau înțeleg în prima fază altceva. Da? Ce șansă au tineri în generația asta? Mai are biserica viitor cu tineri în generația noastră sau nu? Da. Știi că noi bătrânii mereu suntem... Tinerii pot multe. Au o forță enormă. Doar trebuie puși în valoare. Chiar vorbeam cu Liviu de unde veneam aseară. Aseară eram cu tinerii, erau deja trei lucrări. Unii tăiau lemne, alții vopseau biserica. Asta ai zis de partea socială. De partea socială și alții deja pregăteau pachete. Dacă li se dau oportunități de slujire și oportunitățile de slujire sunt corelate și cu faptul că sunt mântuiți sau nu sunt mântuiți, darurile pe care Dumnezeu le-a pus în ei, tinerii slujesc și sunt încurajat mereu de ei. Pot să spun așa, în fiecare săptămână slujirea lor e un motiv care îmi dă putere să merg mai departe. Da, pot să... Deci sunt o generație binecuvântată, doar trebuie să primească oportunități corelate cu darurile lor și în special și cu statutul lor, dacă sunt mântuiți sau nu. Avem tineri talentați din punct de vedere muzical? Sigur. Deci continuăm cu lucrarea. Mie am o durere în inimă că n-ați putut de cânta odată când am vrut eu, adică voi ați putut, dar n-ați putut, știi? Nu intrăm în detalii, dar sperăm să se schimbă lucrurile și... Eu chiar îmi doresc ca mult mai mult să vadă cât potențial avem în tinerii noștri și ce binecuvântare pot fi pentru azi, nu pentru mâine. Că unii spun că tinerii sunt viitorul. Tinerii sunt prezentul. Exact. Deocamdată vom vedea noi ce este cu viitorul. Bun, am putea vorbi mult despre... Acolo ce ai, Liviu? Aici am DVD-uri cu toate concertele pe care le-am susținut noi la... Câte ai susținut? 9 concerte. Din păcate, ultimul concert a fost în 2019 de Crăciun. Pentru că apoi a venit pandemia, noi am început repetițiile în luna februarie și în luna martie s-a instaurat starea de urgență și a trebuit să amânăm. Concertul de Paște nu l-a mai susținut și din păcate n-am mai reușit nici acum să ne strângem la repetiții pentru că e puțin complicat, fiind tineri din mai multe biserici, din mai multe cu zone. Cu regulile, cu toate celelalte. Exact. Sperăm că va trece și asta, inima să ne rămână bună. Spune-mi...
Cum ai ajuns tu să ai o relație personală cu Dumnezeu și implicit cu biserica? Eu am fost crescut de mic în biserică și aici cred că e o problemă poate la mai multe persoane. Crescând în biserică, ajungi să te obișnuiești, să vii duminică de duminică și totul devine așa poate un formalism. M-am botezat la vârsta de 16, aproape 17 ani, dar recunosc că n-am fost cu adevărat schimbat și transformat de Dumnezeu, nu am înțeles atunci, ci am pur și simplu am făcut acesta. Bun, și de ce te-ai botezat? Era pentru că știam că trebuie să fac asta. Trebuie. Și știam că oricum rămân în biserică și nu am de gând să... Dar Dumnezeu mi-a vorbit și eu încercam să cumva să le împac, să gust puțin și din lume, să fiu și în biserică. Niciodată n-am părăsit biserica, dar nu aveam nicio stare bună. Și niciodată n-ai îmbrățișat lumea. Exact. Eram așa cu inima împărțită și lucrul acesta nu mă oferea deloc pace. Erau dimineți, mi-aduc aminte la facultate, mă trezeam cu o stare atât de apăsătoare și mă gândeam că nu e deloc ok, dar nici nu făceam ceva în privința asta. Dar Dumnezeu a continuat să lucreze la viața mea și a venit un moment în care am pus punct lucrurilor care îmi încărcau negativ inima. Super! Da, și eu m-am botezat la 16 ani. Am venit dintr-o familie de creștini baptiști. Tatăl meu, cum știți, este pastor. Nu pot să spun că a fost pastor. Este pastor și când cineva se întoarce la Dumnezeu și sau când cineva se botează dintr-o familie de credincioși, nu se prea vede diferență, pentru că dacă vine cineva din lume, nu mai știți, nu mai bea, nu mai fumează, se vede. Și mereu m-am întrebat, ok, bun, acum m-am botezat. A fost exact lucrul ăsta, la 16 am vreau să mă botez, nu neapărat a avut legătură cu o întâlnire personală cu Dumnezeu. Și am zis, ok, s-a întâmplat lucrul ăsta, dar ce s-a schimbat? Nu s-a schimbat nimic, chiar nu s-a schimbat nimic. Adică tu știai mai bine ca alții, știi? Că da. Alții, copil bun ai fost până acum, copil bun și în continuare. Nu, da. Nu pot să spun nici pe parte de lume, nu am avut așa... Ieșirii... Nu, da, chiar nu am avut. Pentru că, mă aduc aminte, fac o scurtă paranteză, tatăl nostru mereu ne-a spus așa, în momentul în care se întâmplă o anumită deviație, eu am luat Biblia, am pus-o jos că nu pot să închivernisez bine casă. Și cuvântul lui ne-a urmărit oriunde am fost, a fost cuvântul ăsta, fii pocăit. Nu mă interesează ce faci, dar fii pocăit. Și nu... Fii pocăit și fă ce vrei. Acum, interesant. Da, Sfântul Augustin. Da. Da. Și când Dumnezeu ne-a trecut prin încercarea care am avut-o cu soția, eram în ultimul an de facultate, atunci pot să spun că l-am cunoscut cu adevărat pe Dumnezeu și vreau să spun doar ce s-a schimbat. S-a schimbat felul în care l-am înțeles pe Dumnezeu. Atunci am început o relație personală cu Dumnezeu, am înțeles care e voia lui Dumnezeu, planul lui Dumnezeu, am început să cresc în iubirea lui Dumnezeu, în cuvântul lui Dumnezeu. Și lucrurile astea au fost determinante, cel puțin pentru mine, să răspundă la întrebarea asta. Ce trebuie să se schimbe pentru un copil dintr-o familie de pocăiți în momentul în care el se întoarce la Dumnezeu? Lucrul ăsta l-am și urmărit în lucrare. Nu ne-a interesat doar să se boteze, ci după ce s-au botezat tinerii, am urmărit lucrul acesta. Nu căderile lor, dar faptul că își doresc să... îl iubesc mai mult pe Dumnezeu, iubesc cuvântul lui Dumnezeu, casa lui Dumnezeu, sunt dispus să se implice și sunt mereu preocupați de care e planul și voia lui Dumnezeu pentru ei. Super. Auzi, tu ai terminat ce facultate? Politehnica. Politehnica. Tu ai terminat pe muzică? Geografie. Ah, deci poți termina geografie să te ocupi de muzică. Se poate și așa. Da, că asta mă gândeam, să nu zic, bă, eu n-am terminat conservator, nu pot să fac, eu n-am terminat management, nu știu ce, de alea spirituale. Deci ce facem în viața de fiecare zi? Una și în slujirea lui Dumnezeu în funcție de darul care ne dă Dumnezeu și de munca depusă. Pentru că în orice domeniu, și dacă nu ai un dar special, dacă muncești, Dumnezeu binecuvintează munca. Bun? Hai ca să nu... Tu ai făcut o chestie... Amândoi v-ați menționat nevestele, deci vă puteți întoarce liniștit acasă. Dar să știți, și eu și alții sunt curioși, cum v-ați căsătorit? Liviu, ia zi tu. Care pe cine cum ne-am întâlnit sau cum ne... Păi, zi tu, cât să fie nevasta, cât să fie nevasta mulțumită? Aici să încurajez tinerii să participe la întâlnire de tineret. Amin, amin. Cu soția mea, așa ne-am cunoscut, la o întâlnire de tineret la Caransebeș, la
ziua mulțumirii. Și de atunci am început să vorbim, să ne întâlnim. Și asta era în anul 2010, iar în anul 2013 am hotărât să ne căsătorim. Da, o știai? Ce te-a făcut să te oprești în dreptul ei? O știam, dar nu foarte bine, până în acel moment în care am hotărât să vorbim. Să o studiez mai mult. Da. Și tot o studiez, da? A fost greu să o convingi? Nu foarte greu, nu dar... foarte greu. I-a plăcut și a fost frumos. A fost frumos, bine. Da. Mă emoționez când vorbesc de soția mea. Soția mea acum este însărcinată și așteptăm primul copilaș. Domnul să binecuvinteze. O să avem o fetiță. Mulțumim. Deci ați așteptat un pic? Da, am așteptat. Cred că așa a fost planul lui Dumnezeu. Într-un final, când a trecut, suntem în al 10-lea an de tineret și cumva am fost părinți pentru copii, Dumnezeu ne-a binecuvântat, îi mulțumim lui Dumnezeu pentru asta. Să merg în același lucru pe care Liviu l-a spus, chiar vreau să încurajez două lucruri. Am cunoscut-o pe soția mea în timp ce făceam misiune împreună cu alți tineri într-o biserică de lângă și misiunea o făceam peste deal, la Zlagna. Acolo ne-am cunoscut și apoi am continuat să ne întâlnim pe la evanghelizări. Ea stătea în Caransebeș, era la școală și atunci eu, cum rămâneam de la școală, mergeam destul de des la evanghelizări. În ultima seară de evanghelizare de la biserică, mă aduc aminte că am dus-o acasă. Păi și s-a terminat seara. Da, înțeles. Ne-am predat amândoi, zic așa, și chiar atunci a fost momentul în care am zis, ok, dacă noi începem o relație, noi începem strict pentru căsătorie. Și ea a fost de acord și cam așa a fost. Cred că Dumnezeu ne-a convins pe amândoi. Deci n-ați fost adeptul că pierdem vremea și o vedea mai târziu ce-o fi. Da. Nu, și e absolut normal și pentru sufletul celuilalt, pentru mărturie și pentru toate celelalte. Deci la întâlniri de tineret se mai pot întâlni tinerii, nu numai cu Domnul, ci și unii cu ceilalți. Da? Și voi aveți copii, Liviu? Încă nu. Încă nu. Asta e bun răspunsul. Deci uite, la prietenul tău, Doru. Dar să știi că asta e o chestie chiar interesantă, că Dumnezeu îți dă un timp anume să faci o lucrare. Poate că nu, adică poate. Sigur nu te-ar fi putut ajuta soția atât de mult cum te-a ajutat până acum, dacă era și copil și toate celelalte, da? Bun, e bine, e bine lucrul ăsta. Ce planuri de viitor? Dacă ne ține Dumnezeu cu viață, cu sănătate, ce facem în viitor? Strict legat de lucrarea cu tinerii. De orice. Păi, mai întâi de toate, pe parte familială, ne dorim, acum suntem în așteptarea fetiței, ne-am pregătit, suntem în renovări, cumpărări și tot ce ține. Vine prințesa. Ne dorim așa pentru noi, ca și familie creștină, să ne ajute Dumnezeu, să ne dea înțelepciune, să putem să creștem fetița în frica Domnului și să îi dăm o educație așa după voia lui Dumnezeu. Iar pentru tineri, cel puțin perioada asta de COVID a fost o perioadă în care am slujit cu tinerii diferit, ne-am împărțit pe grupe, am alergat. Deci nu v-ați oprit? Nu, lucrarea nu s-a oprit, lucrarea cu tinerii, am mers online, ne-am întâlnit pe Zoom, am rotit toți tinerii în așa fel încât 3-4 să fie la biserică pentru laudă și închinare sau pentru anumite discuții. Când ni s-a permis să ne întâlnim din nou, ne-am întâlnit cu tot ce ține de distanțare și pe viitor generația asta, prima generație, tineri la cruce, mai are un an, cum e vorba, și apoi majoritatea dintre ei sunt deja căsătoriți, urmează să aibă copii. Ne pregătim pentru următoarea generație. Începeți lucrare cu copii? Acum deci, o lucrare nouă, lucrare deci, cu copii pentru la tinere. Este o nouă generație, mai trăznită. Ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune și trebuie să ne și adaptăm la nevoile lor. Deja am strânit în ei dorință, vin de la grupele de copii și le-am spus fiți atenți, de anul viitor se va întâmpla ceva diferit.
Și deja ei sufletește sunt pregătiți și de fiecare dată fetele care lucrează cu copiii le spun, uite, tu o să, de anul viitor va fi ceva mare, cu siguranță va fi ceva diferit. Lucrarea de la Turnul Rueni, tineri la cruce, nu seamănă cu ce am început la Slagna. Nu seamănă, e diferită și probabil ceea ce urmează la Turnul Rueni cu următoarea generație nu va semăna cu lucrarea de la Slagna. La Slagna am început de un an și deja sunt aproximativ 8 tineri și Dumnezeu începe deja să lucreze la inimile lor. Încercăm să ne punem noțiunile de bază legate de credință. Acum urmărim personaje biblice. Sunt încă preadolescenți până în 14 ani. Da. Sigur că un rol major îl va avea și prințesa, dacă ea vă va conduce pe voi sau voi o veți conduce pe ea. Asta e o mare problemă, dar o discuție acasă cu nevasta, cine o să vă facă programul și de câte ori. Liviu, ascultă Domnul rugăciunile. Totdeauna. Da? Doar că nu atunci când ne-am dorit noi și la vremea potrivită. Deci dacă avem răbdare, cerem exact, credință, Dumnezeu ascultă. Ai văzut și în procesul cu tinerii aspecte de genul ăsta? Desigur. Bun. Așa. Zi-mi, eu încerc să învăț de fiecare dată. Dăm câteva sfaturi mie ca păstor vis-a-vis de lucrare cu tineret. În primul rând, deschidere. Și tinerii trebuie întotdeauna să simtă susținerea, să se simtă susținuți, să aibă întotdeauna o persoană care să le fie aproape, care să-i câștige ca prieteni și să se simtă tot timpul utili. Adică să gândesc eu pentru ei, să le dau ceva de lucru concret? Cred că pentru fiecare tânăr trebuie văzut fiecare tânăr ce abilități, ce daruri are și în funcție de asta să dea fiecăruia de lucru, să fie fiecare tânăr ajutat să înțeleagă care este darul său. Sunt și tineri care pot veni cu inițiative proprii? Da. Să-i încurajez să le facă sau nu? Depinde ce inițiative. Corect, depinde. Bun, dar eu ca păstor la ce ar trebui să fiu foarte atent când vine unul cu o inițiativă? În primul rând, la nevoile tinerilor, cred că e foarte important. Voi mă gândesc, dacă mie Dumnezeu mi-a încredințat cuvântul, eu ar trebui să fiu foarte atent dacă inițiativa respectivă este în cuvântul lui Dumnezeu sau nu este în cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă, domnule, dacă eu nu cred într-o chestie în care trei tineri cred, ce să fac? Mai întâi de toate să vă rugați. Ni s-a întâmplat și nouă să venim cu anumite lucruri, dar v-am spus că noi suntem un grup de slujitori și venim din zone diferite. Tatăl meu, care este păstorul bisericii, vine dintr-o anumită zonă. Claudiu Constantin, care este unul dintre prezbiterii bisericii, a fost director de bancă. Cristi Șain lucrează și lucrează într-o companie. Și nu doar asta, dar sunt și din zone sociale diferite. Să știi, îmi place că i-ai menționat. Știi de ce? Am văzut în Scriptură. Uite, Pavel spune foarte deschis. Cu ajutorul lui Timotei, cu ajutorul lui, am făcut lucrarea asta. Și chiar e bine, echipa trebuie menționată. Și asta vă ajută sau vă încurcă? Ne-a ajutat foarte mult. Sunt 15 ani de când se lucrează în echipă. Nu au fost certuri majore în direcția asta, dar legat de lucrul ăsta, dacă am vrut să fac ceva sau împreună cu astea, noi ne-am rugat. Pot să spun, am fost super spiritual. Au fost situații în care am fost entuziasmați de o anumită idee, ne-am dus direct, nu mai ne-am rugat. Și până am ajuns la pastorul bisericii, ideea fie a fost confirmată de Cristi sau de Claudiu sau poate de alt frate mai în vârstă din biserică, în așa fel încât pastorul bisericii nu ne-a spus nu. Dar de obicei, rare ori a fost situație când s-a oprit la pastorul bisericii, de obicei se oprea pe parcurs. Pentru că fiecare spunea, uite, chestia asta nu aduce glorie lui Dumnezeu, uite, asta nu-i potrivită în cadru. Deci în direcția asta. Și au fost când ajungeam la pastorul bisericii, era deja un
Cumva testată. Da, era deja testată. Niciodată nu am venit cu o idee direct la pastorul bisericii. Deși au fost anumite discuții, fiind în tată și fiu, au fost discuții în care el mi-a spus, măi, uite, eu nu văd, dar ideea respectivă era doar la idee de concept. Bun, dar Liviule, să zic, e clar că nu vorbim de păcat sau ceva în afara Scripturii. Vii cu o idee, ai trei tineri care cred în ideea asta, eu nu prea văd multe, ce aș pierde dacă vă las să încercați două, trei săptămâni, o lună, ce aș pierde? Nimic. Păi energia voastră e cu tare, vă lămuriți voi decât să trăiți toată viața cu, păi, Iuga ne-a oprit, că altfel noi puneam coada la prună, acum, știi? Am ajuns la o concluzie, dacă este lucrarea lui Dumnezeu, aceasta se va vedea în timp și va ține. Am văzut asta și în cazul corului tinerilor, chiar și dacă numărul tinerilor, frecvența a fost mai redusă, numărul tinerilor, a fost mai puțin tineri care au venit la cor, lucrarea a mers înainte și Dumnezeu a purtat de grijă într-un mod în care nici nu mă puteam aștepta și asta m-a făcut să înțeleg că de fapt nu este lucrarea mea, nu pot eu să o gestionez și Dumnezeu este dincolo de toate, Cel care este în control. Acum că noi oricum n-am părut prea spirituali în emisiunea asta, că am discutat și alte lucruri mai practice, într-o lucrare pe care o faceți voi, ca să nu vorbim de lucrarea altora, trebuie menționați și banii sau? Da, trebuie menționați banii, aș spune în două aspecte. Dacă Dumnezeu te cheamă în lucrare, Dumnezeu o să-ți dea resursele necesare. Când am venit din Timișoara, am zis una dintre probleme va fi serviciu. Caransebeș este un oraș mic, Dumnezeu a purtat de grijă să ne angajăm amândoi în Caransebeș și pentru un slujitor, în special, dar nu doar în lucrarea cu tine, pentru un slujitor, slujitorul trebuie să fie gata să dea casă deschisă, mașină deschisă, portofel deschis, e clar. Asta a fost lucrurile care le-am avut cu Nona. Da, trebuie să fii dispus să dai tu mai întâi. E nevoie și de un aport al bisericii, iar lucru care l-am învățat în momentul în care lucrarea s-a dezvoltat, tinerii trebuie să participe activ la lucrarea și participă. Crezi, Liviu, într-o lucrare la care nu ești dispus să pui niciun ban? Nu. Nu așa e? Nu. Deci întâi pui tu, sacrifici exact. Tu. Banul niciodată, partea financiară nu poate fi folosită ca o scuză să nu faci ceva. Și în lucrarea cu corul tinerilor, întotdeauna chiar tinerii din cor au contribuit. Dacă am vrut să mergem într-o altă parte, să cântăm, să susținem un anumit concert, fiecare am pus câte 10, 15, 20 de lei, fiecare cât a putut. Deci asta e o chestie. Voi spargeți niște mituri în emisiunea asta, pentru că unii consideră că tinerii sunt doar profitori și nu investesc. Deci sunt gata să sacrifice? Da. Mult. I-ați învățat voi? A venit de la ei, au fost învățați acasă, toate, niciuna? Toate, câte puțin din fiecare. Câte puțin din fiecare. Unii au fost educați acasă, unii în biserică, unii... Voi în toate chestiile astea ați discutat vreodată cu tinerii despre dărnicie, zecioială? Da, da. E foarte important. Cel puțin, cum am spus și la început, îi aduni. Și la început, ca să-i adunăm, am avut și o parte ludică cu jocuri. Dar asta nu ține un tineret. Deci eșecul într-o lucrare cu tineri este doar să-i amuzi. Și după o anumită perioadă, odată ce grupul s-a strâns, era normal că am început studii biblice și lucru care i-a ajutat pe ei cel mai mult și a adus cele mai multe rezultate a fost studiul Cuvântului lui Dumnezeu. Iar partea asta de dărnicie au fost studii și în direcția asta, dar v-am spus, au început să vadă nevoile și lucru care l-am învățat la o conferință națională pentru lucrarea cu tinerii la Vlăhița, ce s-a ținut, a fost: dacă Dumnezeu îți arată o nevoie, ți-o arată ție și tu trebuie să o faci. Asta am învățat, am zis, asta este ceva deosebit. Câteva săptămâni la rând le-am repetat. Dacă Dumnezeu îți arată ție o nevoie și eu nu o văd, tu fă-o. Dumnezeu a atins inimile lor și acum sunt proiecte cu care ei vin și sunt dispuși să
pune 70% și zice, nu pot să fac proiectul ăsta, urmează să avem un proiect curat, suflet curat, trup curat, să ducem ceva produse de igienă la persoane defavorizate. O familie acum care sunt la tine a spus, noi nu putem să acoperim, să ducem la 80, dar la 50 ducem noi și mai avem nevoie de 30 de pachete. Și imediat au venit cu proiectul în cadrul Vineri noi avem tineret, s-a spus, toți tinerii au fost gata să... Să știi că m-ai încurajat, așa am gândit și eu de multe vreme și am spus, că sunt unii sau erau, nu mai contează, care tare multe sfaturi ne dădeau nouă păstorilor. Ei considerau că menirea lor este tot să ne spună nouă că mai trebuie făcut și aici, aici, aici. Și acum eram și foarte aglomerat, dar spuneam așa, Liviule, dacă ție ți-a descoperit Dumnezeu, eu sunt convins că tu trebuie să te implici în asta. Spune-mi cu ce te pot ajuta. Exact. Eu sunt lângă tine, spune-mi, dar nu vii să-mi spui mie să fac o lucrare care trebuie să o faci tu. Eu pot să fiu lângă tine și atunci spune-mi cu ce te ajut ca tu să faci lucrarea, că dacă mi-a descoperat Dumnezeu mie, o făceam eu, da? Da. E bună chestia asta și trebuie continuată. Și ideea asta, mi-a adus aminte, Dorule, în timp ce spuneai, ne-am dus undeva, că oamenii nu prea știu unde filmăm noi și cum facem. Am avut locuri în care semăna și ca un garaj, altul. Noi ne mai ducem prin casele oamenilor, prin biserici, unii ne primesc cu un cadru superb, ca aici, știi, Domnul să le răsplătească, să-i binecuvinteze, alții ne primesc cum pot. Și la un moment dat, într-o cadru din ăsta mai modest, că eram la început, eu și pripit la unele ocazii, știi, și am văzut o măsuță care n-am stat să mă uit bine, am zis, bă, oare măsuța aia e bună acolo? La care cineva a fost foarte, Dumnezeu m-a ferit, foarte înțelept, a spus, orice putem mișca de aici, dar măsuța nu. Păi m-am gândit eu, de ce? Păi zice, fiica mea s-a oferit să facă toată chestia aici. Acum, generația tânără discută altfel, știu, că și ce buget avem? Ăla i-a spus zero, că noi așa suntem, cu buget zero, știi? La care s-a dus, s-a căutat, s-a făcut și a zis, păi, dar ne mai trebuie o măsuță. Și copila aia, când a auzit că bugetul e zero, s-a dus la pușculița ei, a luat banii de acolo și a comandat măsuța. Zic, băi, îți dai seama, dacă eu scăteam măsuța de acolo, adică nu era vorba numai de bani, cât ai pus acolo? Și îți dai seama, tata, a zis, băi, dacă tu așa crezi că trebuie să faci pentru Domnul, și poate și-a strâns banii pentru ceva, și-a luat banii de acolo și i-a pus într-o chestie unde a crezut că e lucrarea lui Dumnezeu. Deci chiar cred că tinerii sunt dispuși să se dăruiască și să dăruiască. Pentru că dacă se dăruiesc, sigur dăruiesc. Dacă vreți să spuneți două, trei cuvinte, nu știu, tinerilor, slujitorilor, familiștilor, cui vreți voi să spuneți două, trei cuvinte, aveți o cameră în fața voastră, spuneți-le ceva. Aș spune trei lucruri pentru, sau câte un lucru pentru fiecare parte din biserică. Aș spune un lucru pentru părinți mai întâi. Lucrarea cu tinerii este o lucrare în care părinții trebuie să fie implicați. Fiți gata să susțineți lucrarea cu tinerii. Fiți gata să îi încurajați pe tineri să vină și... Al doilea lucru, fiți gata să încurajați și slujitorii, să nu le puneți piedici. Pentru cei care slujesc, în special în lucrările cu tinerii, le-aș spune să tot timpul să mențină o relație bună cu părinții, mereu să informeze părinții legat de activitățile pe care le fac, chiar dacă... Poate nu se arată interesați, e foarte important să știe, mergem în locul ăla, mergem în locul ăla, ne întoarcem la ora cutare, pentru rugați-vă noi. Pentru noi și lucrul ăsta e foarte important. Apoi, să, pentru slujitori, să, pentru cei care sunt implicați în lucrările cu tineretul, să aibă o relație bună cu pastorul bisericii, cu biserica în sine, e foarte important pastorul să vină și să promoveze lucrarea cu tinerii, să ceară bisericii să se roage, frați mai în vârstă să iasă în calea tinerilor, să-i spune mă rog pentru tine. Și apoi tot pentru slujitor un lucru foarte important e relația lor cu Dumnezeu. N-o să meargă
tineretul sau lucrarea cu tinerii dacă relația mea cu Dumnezeu nu e o relație bună. Pentru că tinerii o să vă simtă. Dacă vă rugați, dacă citiți în Biblie, dacă îl slujiți pe Dumnezeu, sincer, ei o să simtă și o să vă urmeze. Și pentru tineri, cred cu adevărat că Dumnezeu are în plan generația asta să o folosească mai mult pentru slava lui Dumnezeu. Și un lucru foarte important, dincolo de toate trendurile și ceea ce urmează să se întâmple, rămâneți lângă cuvântul lui Dumnezeu. Experiența care o avem în lucrarea cu tineri ne arată foarte clar că tinerii care sunt ancorați în cuvântul lui Dumnezeu sunt tineri de succes care pot să facă lucrări mari pentru Dumnezeu. Super! Liviu, ți-a făcut viața grea, că a luat multe puncte. Am luat tot ce se putea spune. Întăresc și eu ceea ce spune Doru și încurajez pastorii, slujitorii să pună un accent deosebit pe lucrarea cu tinerii, să încurajeze tinerii să slujească, să-i facă să se simtă utili, folositori, nu folosiți, să asculte tinerii și să-i încurajeze. Chiar dacă nu toate ideile sunt bune, nu trebuie să li se taie aripile din start, ci trebuie făcut să înțeleagă ceea ce este bine și ceea ce nu. Părinții să-și încurajeze copiii, să îi ducă la biserică, să se ocupe de educația lor și să-i sprijine în lucrarea din biserică, iar tinerii să-L caute în primul rând pe Dumnezeu și să se implice în cât mai mult în lucrarea sa, pentru că este singurul lucru care aduce cu adevărat pace și fericire. Super! Chiar vă mulțumesc frumos! O să spun și eu un cuvânt, poate unor tineri care ne urmăresc, așa a hotărât Dumnezeu să ajungeți pe aici și n-aveți o relație cu Dumnezeu sau relația cu Dumnezeu nu este prea bună, v-aș da câteva sfaturi practice. 1. Puneți genunchi înaintea lui Dumnezeu și vorbiți cu El și spuneți Lui și vrute și nevrute, unde sunteți, că oricum Dumnezeu vă cunoaște. Ce este important? Că vă iubește și Dumnezeu are soluția. Al doilea lucru foarte important, citiți Sfânta Scriptură, mai ales Noul Testament. Îl veți descoperi pe Domnul Iisus Hristos care vă iubește, vă va fi model de viață, vă va da înțelepciune în deciziile pe care trebuie să le luați în viață, fie că este vorba de carieră sau că este vorba de căsătorie sau că este vorba de credință. Apoi, dacă vrei o relație cu cineva și știi un tânăr care are o relație cu Dumnezeu, o tânără, zici că are o relație mai bună, încearcă să iei legătura, nu aștepta neapărat celălalt să vină. Că poate el se gândește că tu ai numai prostii în cap și niciodată nu o să te pună pe lista lui cu chestiuni spirituale, că așa apar tu la suprafață, că vrei să bravezi, că tu n-ai nicio treabă, n-ai nicio problemă, când tu știi ce e în sufletul tău. Acum, dacă o să descoperi un tânăr care cam și el este ca tine, adică el bravează că este serios, pocăit, cum zicem noi, sfânt, relație cu Dumnezeu și vezi că nu e așa, spune eu direct în față, păi nu mai umbla cu cioara vopsită, că te înșel pe tine, adică m-ai înșelat pe mine, eu te-am descoperit, împacă-te tu cu Dumnezeu și hai să ne împăcăm amândoi cu Dumnezeu. Dacă descoperi un tânăr mai serios, un băiat, o fată mai serioasă, care vezi că au o relație cu Dumnezeu, spune-i deschis, păi am venit să mă ajut, nu să mă condamn. Și spune-i din clar, auzi, eu oricum sunt varză și relația mea cu Dumnezeu e acolo unde habar n-ai tu unde este, dar n-am venit să mă condamn, să mă respingi, că asta pot să o fac și eu. Am venit dacă pot să-mi dai o mână de ajutor, dacă nu taci din gură, mai bine roagă-te pentru mine. Dar ce vreau să vă spun, Dumnezeu nu ne-a creat să trăim singuri. Dumnezeu ne-a creat să avem relație cu El și apoi să trăim în comunitate. Și da, în jurul nostru sunt și tineri care îl caută pe Dumnezeu, tineri care l-au găsit pe Dumnezeu și tineri care îți vor spune cum poți să îl cunoști sau cum poți să întărezi relația ta cu Dumnezeu. Și dacă ați fost atenți, și factorul timp este foarte important. Nu întotdeauna se întâmplă așa instant, cum suntem obișnuiți noi, chiar și relația cu Dumnezeu crește în timp, se maturizează în timp și ajungi tot mai mult la wow, ce frumos este, ce minunat este Dumnezeul nostru și El chiar merită toată slava. Tuturor vă mulțumim că ne-ați ascultat. Încă o dată, Doru, Liviu, mulțumesc că ați venit, Domnul să vă binecuvinteze lucrarea, familiile, să vă binecuvinteze colegii de slujire, să-i binecuvinteze pe cei care ne filmează, care pregătesc materialul, care ne duc în casele voastre și apoi să vă binecuvinteze pe voi, ca la rândul vostru să fiți o binecuvântare pentru mulți. Rămâneți sub binecuvântarea lui Dumnezeu și veți fi o binecuvântare pentru mulți alții.